Cum te simți, Maria? Relaxată și parcă aș fi plutesc așa ca pe o apă. Foarte bine. Te descurci excelent. Iar acum, ceea ce vreau să faci este să mergi, să o cauți pe Mariana, să o găsești, să-mi spui cum o găsești și unde o găsești. Dragoș, am găsit-o. Da. Unde văd eu, este undeva pe un deal, pe un câmp, văd, de jur împrejur, în aer liber, și undeva ca și când ar fi o troiță și ea se roagă acolo. Mergi și conectează-te mental cu ea telepatic și întreabă ce faci acolo. Stă în genunchi la troița asta. E un fel de troiță, un fel de... Stă în genunchi aici așa și supărată tare și ea se roagă, se roagă, se roagă. S-a uitat la mine și se uite așa, transmite telepatic. Mă întreabă dacă eu aș putea să o ajut mai mult decât o ajută troița aia, știi? Decât dacă unde cer ea ajutorul. Sau ca și când, uite, s-o rugat și cineva a venit, ceva de genul, știi? Nu este corpul energetic, ce culoare este? Frecvența este foarte scăzută, e joasă. 3.000 și ceva. Și ce culoare are corpul? Închis. Adică Întreabă. e supărat așa de tare și frecvența e atât de joasă, încât se strânge, pur și simplu se strânge. Întreabă dacă ne dă voie să lucrăm pentru ea și să o ajutăm. Da, vrea să o ajutăm. Ok, deschide un portal intradimensional acolo lângă ea. Da. Eu să număr acum de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi absorbite de acel portal. Acum vezi cum ce se întâmplă. 1, 2, 3. Să absorbi, să absorbi, să absorbi. Să trage de pe ea. Ok, când se termină procesul de curățare, să-mi spui, te rog. Gata. Mai are cumva pete închise de culoare pe corpul ei? Da. Acelea sunt entități. Transmite-le, te rog, Da. tuturor entităților care sunt în ea, cu ea și pe lângă ea să deconecteze în totalitate de corpul ei fizic și energetic și să iau formă în fața voastră. E o entitate înaltă, înaltă, cu mâinile lungi, cu picioarele lungi.
Înalt, foarte înalt, slab. Aceg, așa scrie el. Așa se numește. Da, scrie el. Eu m-am uitat la el și am zis că dacă m-am transmis mental și cum îl cheam pe asta. Ok, mă las pe asta. Da. Acel mouse. Da. Bună seara. Bună. Ce cauți tu acolo cu Mariana? Păi, ce să fac? Iau un pic de energie. Dar cu acceptul ei, nu... Iar cine știe pe ești? Sau ce știe pe ești? Nu știu ce știe. Problema este că noi ne-am ajutat reciproc și... Adică nu văd de ce trebuie să... Cum ai ajutat-o tu pe ea? Cu ce ai ajutat-o? Ea avea niște probleme financiare. A, de ce își vrea de când era în viață? Și da, și eu am ajutat-o să aibă un serviciu mai bun și am făcut schimbul. Ia ce a trebuit să-ți dea înapoi? Energie. Bun, ce? Din cauza ta ea nu poate evolua acum, deci trebuie să vă despărțiți. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da. Întreb cu Mariana dacă mai vrea compania acestei entități. Nu mai vrea, dar ea nu realizează nici acum ce s-a întâmplat cu ea. El face parte, mai are încă trei, nu are legătură cu Mariana, dar de acolo vine, că eu l-am întrebat. Iar răilalți și inclusiv el aveau o cruce cu capul în jos. Ca și când ai ținut crucea nu cu mâna în sus, așa, cu crucea în jos. Uh-huh. Dacă acolo e grupul din care el face parte. Ok. Atunci transmite Marianei că din acest moment să rupă orice pact, contract sau înțelegere o are cu el, cu această entitate. Să-i le rupă în față acum. Le-a rupt. Și atunci să-și deschidă un portal intradimensional acest acec, să dispară, să nu se mai întoarcă niciodată la Mariana, să o lase în pace. Da. I-am deschis portalul, plecat. Foarte bine. Cum se simte Mariana acum? Acuarea aura mai bună s-a întors cu fața, că era cu spatele la mine și parcă vreau să o strig, să vorbesc cu ea și nu prea puteam, întorcea capul doar într-o parte. Era foarte supărată. Nu găsea ieșirii, nu știa ce să facă, cum să facă, nu-și găsea liniștea deloc. Ok, iar acum eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrației va fi de 20 de mii. 1, 2, 3. Cum se simte? Mhm. I-am făcut o aură. Crești, 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 crești și mai tare și mai tare. Gata. Foarte bine. Iar acum întreabă dacă ne poate răspunde la niște întrebări. Da. Vrea să ne răspundă. Ok, ne poate e Cristina. Vrea să știe... Cine și ce a făcut rău în ultimii 2 ani de viață? Mai repet o dată. Cristina, nepoata ei,
vrea să știe cine și ce a făcut rău în ultimii 2 ani de viață. Ce rău a făcut Mariana? Cine i-a făcut rău? A, cine i-a făcut rău lui Mariana? Da. Cine și ce a făcut? Dragoș, ea avea, Mariana, avea o plată pe karmă de pe familia ei, iar ea cumva trebuia să-și termină toată plata. Și plata era destul de grea. Și ultimii perioade din viață, karma aia s-a acumulat. Pentru că, vezi tu, experiența vieții ei o făcea ca ea să evite plata karmică. Că cu cât era mai matură, ea nu mai plătea. Adică, de exemplu, se ferea de ce e greu. Iar la un moment dat a venit așa ca o lecție și mai grea ca să-și termine plata. Și atunci a intrat acea entitate și a făcut o înțelegere cu ea și a ajutat-o. Și pentru treaba asta ea după aia a murit. Ce s-a întâmplat cu ea de a intrat în ultimele 6 luni din viață în depresie și n-a mai vrut să lupte? Era și de la entitatea asta scădea foarte tare energii, iar plata karmii că s-a acumulat foarte tare. Și avea și probleme de sănătate, Dragoș. Tot ce a avut valoros, gen bijuterii din aur și bani, au dispărut odată cu ea. Cine l-a luat? Cineva din familie care era foarte apropiat. E o fată. O femeie. Care splângea ea în continuu la ea. Foarte, foarte apropiat. Ce a determinat-o să se gândească astfel de lucruri în momentul în care ea a intrat în depresie și nu a vrut să mai vadă pe nimeni din familia ei? Ea o simțit că știa că va muri, simțea și simțea conștient, nu avea legătură cu depresia, și simțea conștient. Și ea vrea totuși să concentreze, să-și achite karma. Ea era foarte conștientă de treaba asta cel puțin ultimele 3 luni, era foarte, foarte conștientă. Și, în schimb, vrea foarte multă liniște, să poată să concentreze, să facă ceva, cumva să rezolve. Și nu știa cum să rezolve treaba asta. Iar acea entitate o tot torcea până când aproape când făcea crizele de depresie, acea entitate o sugea energetic, de o scădea foarte tare. O scădea la 2, chiar și sub 2 o scăzut-o. Sub 2000, adică. De ea, aproape că înnebunea de tot. De ce pe Cristina nu o lăsa să o vadă și ta pe fratele ei, da? Pentru că orice gând al ei, orice comportament, acea entitate intervenea de fiecare dată, pentru că așa avea înțelegerea. Iar acea entitate era conștient că dacă Cristina vine, cumva găsește ieșirea pentru ea și acea entitate nu vrea să o scape din mână. Ok. Vrea să-i transmită ceva Cristinei? Nu.
Ea și acum ea are un loc bine. Deci, cum să zic eu, ea a mai stat un timp după ce a murit. Nu trebuia să, adică dacă ea nu făcea pact cu entitatea asta, nu murea. Mai trăia. Mai trăia cel puțin vreo câțiva ani, dar nu mult. Și din cauza că ea o topea, acea entitate o sugea energetic foarte tare, cei de la Consiliu au considerat că mai bine să o treacă prin moarte ca să poată să o ia de la capăt, că oricum nu-și exercita lucrurile pentru care i-a venit pe Tera. Și din cauza asta nu mai vrea să-i spună nimica la nimeni. Și în același timp, ca să nu fie deranjată, la ceea ce ea realiza în mintea ei, dar nu știa, nu găsea ieșirii. Nu are ce să-i zică, pentru că oricum o mai stat un timp după ce a murit, o mai stat un timp în locul unde stau sufletele care nu moare la termen. Deci dacă tu mori mai devreme decât trebuie să mori, trebuie să te țin într-un loc neutru, unde să treacă timpul ăla și după aia te duci la reîncarnat. Și au mai stat un pic acolo, câteva luni. În timpul nostru. În timpul ei, nu știu. Cum? A murit înainte de termen. Da, cu nu mult, foarte puțin, dar dacă din cauza că ea nu mai făcea lucrurile care trebuia să le exercite, adică ca și când te duci la școală și tu fugi de la ore, știi? Ea nu făcea ce trebuie să facă. Și din cauza asta se făcea mai mult rău. Și ea intra numai în mai rău, mai rău, mai rău. Entitatea ea o sugea foarte tare și ea foarte tare, chiar sub 2 era scăzută Întreabă când îi lua. dacă a ajuns acasă. Acum da. Ok. Ea, când a fost în zona aia de neutru, ea ar fi vrut ajutorul Cristinei. Ea i-a cerut ajutorul Cristinei când era în zona aia de neutru. Mi-a cerut ajutorul. Adică se gândea că ar vrea să o ajute și s-o gândit la Cristina, dar na, nu știu. Probabil că Cristina abia prin sesiunea asta, dar oricum o trecut, nu mai este nevoie acum. O Unde a trecut, trecut? și de fluviu de gânduri, o trecut, o luat-o, au fost la Consiliu, e trecută prin toate filtrele și reîncarnată, să știi. Mai departe nu mai am, A nu mai plecat văd la acum. reîncarnare, trebuie să spui. Da. E Ok. plecată, da. Bun. Mulțumesc, Tei, și spuneai să aibă grijă de ea. Da. Iar acum revin înapoi de pământ și mergi la Cristina. Da. Mai găsit-o? Păi da, Cristina e într-un loc foarte negru. Locul în care stă ea este foarte negru. Aproape că nici nu o văd. E un disc, o aură ei, e turtit așa. Dar de ce e turtit? Deschide un portal intradimensional acolo, te rog, în VR. Da. Iar eu sunt numai de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi atrase de acel portal. Iar cum îi spune ce se întâmplă? 1, 2, 3. Strage, se curăță.
Bă, dar e întunecat tare. Se curăță mult tare. Foarte bine, să se curețe complet. Mai las-o un pic, Dragoș, că aproape că nu reușesc să văd o formă a ei, a aurei. Uite, acum se formează. În timp ce se trage în portal, aura ei se formează. Da. Chakra verde este cea mai, se vede cel mai bine. Verdea galbena. Ce este? Am văzut un cap de vacă, așa, cu niște coarne mari, ca un cap de vacă. Ce Nu este știu la ce. entitate? Și vaca asta stă jos, lângă ea. Da, este o entitate. Și ea parcă vrea să se scoată. Dar de ce face așa? Parcă vrea Din să se scoată așa din ceva, ca și când a ieșit dintr-un butoi, știi? Și vaca e lângă butoiul ăla și ea se chinuie Maria, să iasă de acolo. Șapte mi-arată. s-a terminat Între procesul de unghi. curățare. Da, s-a terminat, Dragoș. Închide portalul, sigilează cu foc. Da. Iar acum transmite-i Cristinei mental, ca la rândul ei să transmită mental tuturor entităților care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, să se deconecteze total de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Asta e un gri, e un gri, Dragoș. Da? Și acel animal? Nu-l mai văd pe ăla. Uită-te mai bine. Sau acel animal, acea vacă, era acest gri? Păi, cred că el, că mă aud de jur împrejur și nu mai văd nimic decât acest gri. Cum se numește? Șapte INN. Șapte nămu. INN. Șapte INN. Are NN. un cod. Asta e codul lui. Ok, o să mă adresez NN. Așa. NN. Las vorbesc cu el. Da. NN, mă auzi? Da. Salutare. Bună. Ce cauți acolo cu Cristina? Iau un pic de energie. Mă omorâți cu răspunsul ăsta. Toți luați energie. De ce nu luați altceva? Să luați din supărare, de exemplu. Sau din tristețe. Păi, Sau... noi provocăm astea, supărarea, tristețea și stările astea. Și lor le scade energia, le scade vibrația și produce energie joasă, de care noi avem nevoie. De cât timp ești tu cu Cristina? De vreo 10 ani.
Și în toți acești 10 ani, ce probleme fizice sau energetice ai cauzat? Epuizare, stres, anxietate. Toate stările astea le-am produs, le-am de jur împrejur, le-am adus stările astea, ca ea să scadă vibrațional, ca să-mi producă energie joasă. Cât de mult se scade vibrațional? Până la 3000 și ceva, dacă scade, e suficient. Și la ce valoare este acum? Acum are vreo 5000 și ceva. Nu pot să iau de la 5000, trebuie să o cobor o leac. Unde stai tu prins în corpul ei? În picior. Care picior? Drept. Bun. Nene. Ai pus cumva și implanturile? Două. Unde le-ai pus? Pe coloană și tot pe coloană mai jos între rinichi. La zalele, ultima zală din coloană. Ce făceai cu acele implanturi sau ce fac acele implanturi? Acelei scurg energie joasă de care eu am nevoie să prin acele implanturi eu trag energie. Vreau să te apuci să-i scoți toate implanturile pe care le-ai pus. Păi și eu ce fac? Este treaba ta. Faci treaba ta, eu fac treaba mea. Găsesc eu altă soluție, stai liniștit. Dar nu cu Cristina. Mă descurc eu și în altă parte. Ok, perfect. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da, Dragoș. Mărește să scoată toate implanturile care le-a pus în Cristina, te rog. Le scoate, Dragoș. Are pe Lucre. spate două. Da. Și în piciorul drept are. După ce termină de scos implantul de sens, spui, te rog. Gata. Să le distrugă. Nu prea vrea. I-am zis să-l distrug. Mai Se uita repetă o dată. așa. Păi am mai repetat odată să-l distrug. Se uita așa urât, parcă ziceai că... Gata, Dragoș, l-a distrus. O clipă, te rog. Ok, foarte bine. Și acum transmite lui Cristina
să rupă orice pact, contract sau înțelegere a avut cu el, să-i le rupă în față. Da. Ilea Iar rupt. Făcea urâtare de tot. acum acest gri să-și deschidă un portal interdimensional și să plece să nu se mai întoarcă niciodată la Cristina, pentru că asta este dorința ei. Se duce Dragoș, are niște nervi. Treaba lui. Și-a deschis portalul, a plecat. Gata, Dragoș. Iar acum vreau să mergi înapoi în timp și să-mi spui câte vieți a mai avut Cristina. Dragoș, am vrut să intervin mai devreme, dar am păstrat informația, mi-a părea capul lui Nicolae Bălcescu, așa scrie pe el, Nicolae Bălcescu. Da. Probabil că face parte din familia lui Nicolae Bălcescu, dar nu văd atâta generații sau decât că faci parte de acolo. Atâta informații mi-a venit. Ok. Și câte vieți a mai avut? 7. Care este menirea ei Ea întreagă? acum, dintr-un ciclu din nou vieți, în viața a 7 este ea acum. Are un ciclu din nou vieți, iar ea acum e viața a 7. Care este scopul ei? Care este menirea ei în această viață? Dragoș, ea a început să intuiască foarte bine menirea ei și numai faptul că a ajuns la noi. E încă o dovadă că ea începe să vadă direcția. Pentru că orice suflet într-o viață trebuie să înțeleagă cel puțin de câteva ori în viața aia trebuie să-și pun întrebarea cine sunt, de unde vin, pentru ce trăiesc și încotro mă îndrept. Iar ea începe să vadă direcția asta și nu are rezultate proaste, să știi. Ea e pe o direcție bună, nu e pe o direcție proastă. Super. Da, deci ea începe să vadă, să gândească în mintea ei, să-și pună întrebări în mintea ei, cine sunt eu, pentru ce trăiesc și încotro mă îndrept. Și când omul începe să flământ, deci ea începe să vorbească cu mintea ei. Și asta este foarte, foarte, foarte important. Dar și din cauza că este la viața a șaptea, la ciclul evolutiv șapte, dintr-un ciclu din nouă vieți. Și din cauza asta are cifre mari. Cifră evolutivă, 7, adică e viața 7. Dintr-un ciclu din nou vieți. Că Ok. ciclurile astea se repetă. Se repetă și se repetă până când omul ajunge spre dumnezeirii. Aia e direcția omului. Mulți nu mai cred în Dumnezeu. Dragoș, nu mai cred în Dumnezeu, adică Satan s-a băgat în biserică și a compromis o parte din biserică, nu toată toți preoții și toate bisericile. Și s-a murdărit. S-a murdărit că acum Dumnezeu nu mai înseamnă același lucru cu Creatorul. Creatorul e Creatorul care ne-a făcut pe noi. Noi înțelegem și îl numim Dumnezeu, că așa facem de sute de ani. Dar trebuie să înțelegem că dracul, ca să acapareze și el nu știu câte sufleti, el și-a pus numele că e zeu. E zeul nu știu care. Și zeul ăla, numai prostii au făcut, o compromis biserica ca oamenii să debusuleze, să nu mai vadă direcția spre dumnezeire.
Dar important este ca oamenii să vorbească în mintea lor cu ei și ei să caute în ei, pentru că în ei este totul. Acolo e cheia. Creierul uman e ca o bombă cu ceas. Și ea vede direcția. Cristina, să știi, are o direcție bună. Vede, o gândește, așa. Asta contează, să-și pună întrebări în mintea ei. Și să aibă grijă de mintea care o minte. Că mintea e amatoare de bârfă și fuge în toate colțurile, gândul se duce în toate direcțiile. Trebuie să fie stăpână pe gând, adică gândurile ei să fie doar pozitivi. Doar pozitivi. Ca să poată să judice vibrația, să primească flux de tot ce e bun, de energie, de înaltă dimensiune, ca să poată să-i fie bine, ca să se mențină în divin. De ce a avut o copilărie tristă și cu multe suferințe? Probabil că au fost lecțiile care trebuia să le ia din viața asta, deoarece au ajuns acum, au realizat că o ședință de hipnoză, că nu vă oricine face ședință. Deci tu dacă ții din prima, de la copilărie, lecțiile care trebuie să le ai de luat și nu, cum să zic eu, reușești să faci față, e ca și când ai dat un bacalaureat și l-ai luat. Asta înseamnă. Deci ea acum, văzând direcția, e pe drum, o văd pe drum bun, nu o văd pe drum rău, să știi. De ce nu are încredere în ea și este teamă de cum o percep cei din jur? Îi vor dispărea lucrurile astea. Când? Îi vor dispărea. O să-i facem noi o mantră, o punem energetică, o punem pe ea ca să-i vină în gând, să-i vină un program în subconștientul ei, că nimeni nu, că toată lumea o vede așa cum vrea ea să o vadă. Pui mantra acum. Da. Deci să spun un mantra, ia mai repet o dată. Deci ce-o zis ea, o lumea, cum e frică când lumea o vede altfel? De ce nu are încredere în ea și este teamă cum e percepută de cei din jur? Stai de la frică, Dragoș. Dar îi fac și pentru frică. Hai să-i fac și pentru frică. Pentru ambilii și îi fac o... Fac o mantra asta, fac un bulgări de energie cu mâinile mele energetice, pun mantra în bulgări de energie și pun sfera aia, fac o sferă energetică. Și sfera aia o pun pe ea și se implantează subconștientul ei. Și ea, după aia se trezește deodată că e foarte curajoasă, nu mai are frică și toată lumea o susține în tot ceea ce vrea să facă ea. Ok. Oh. L-am făcut, Dragoș. Acum o pun pe ea. Am făcut o sferă rotundă. Am băgat cu telepatica mantra pe sferă. Sfera o mulez pe ea. Și să o să implantezi în subconștientul ei că ea nu mai are nicio frică de nimeni. Să-i zboare toate fricile. Ok, super. Îmi termin să-mi spui, te rog. Pentru că sfera de energie, când pui pe un om, deci lumina, îi scoate frica din om, îi scoate programele negative, îi scoate tot ce are ea. Să-i scoată și să-i curăță și să o lese pozitivă, să-i urcăm și vibrația. Stai să termini de băgat asta. Sfera. Gata.
Am băgat-o, Dragoș. Perfect. Deci, după moartea Marianei, viața ei s-a schimbat în rău. Adică nu mai simte nicio bucurie de la viața asta. A avea un atașament foarte profund față de ea. Deci Cristina avea un atașament foarte profund față de Mariana. Și eu am să mai repet încă o dată și mai fac iar un bulgări de energie, să îi se dezlipească toate atașamentele știute și neștiute de ea, din subconștientul ei, ca ea să poată elibera și să poată să evolueze cu putere. Pot să fac, Dragoș? Da, te rog. Inclusiv de atașamentul față de Mariana și de toate atașamentele pe care ea nu le știe, nu realizează că are atașament și îi rup toate atașamentele și îi pun iar peste sfera asta. Și gata, le-am pus. Ok, perfect. Deci ea are un atașament foarte mare față de Mariana. Și atașamentul ăla, tot timpul ea se gândea la ea, dar nu face bine. Ea trebuie să meargă în direcția ei. Nu-și găsește, ba da, o să-și găsească, să știi, de acum încolo o să-și găsească direcția mai clar. Probabil că chiar i-a fost necesară ședința asta. Ok. De ce la locul de muncă se duce fără niciun chef? Nu mai este responsabilă. Îi scade și vibrația. Eu punându-i sferele astea corpului ei, mi-apare un 8 pe ea, dar de ce oare? Nu știu, privește problema din alt unghi. O față de bărbat. De bărbat de maimuță. Ce vrea? La ea la muncă e cineva care cam poartă sâmbetele. În ce sens? Nu e 8, Dragoș, e semnul al infinitului. Cum îi zice? Infinit. E infinitul. Așa, deci omul ăsta are o față de maimuță și se uită tot timpul după ea cu ochii răi, așa, nu văd niciun... Ia să vedem, poate mi-apare ca să știu cum îl cheamă sau... Nu pot să văd, Dragoș, că are protecții, să știi. Ok. E un bărbat care se uită așa la ea și îi strică toată buna dispoziție. Ar trebui să-i facem ei o protecție și mai puternică, ca să nu mai poată cineva cu gândul sau cu prin orice mijloc să ajungă la aura ei. Ok, dacă știi că ai această protecție.
O fac cu mâinile mele energetic. Iar fac o sferă și iar o pun pe ea. Ok. Da. Și acum o pun pe ea. Dragoș, am băgat-o. Am băgat-o în sfera aia, am băgat-o pe ea. Peste celelalte sferi. Și da. Gata, de acum. Sunt curioasă să văd după un timp cum se simte ea. După, nu după un timp, imediat după ședința asta, cum o să simte ea. Și eu sunt curios. De Da. ce? De ce a început să înlătură pe toată lumea din viața ei? Dragoș, eu nu cred că ea înlătură pe cineva benefic. Probabil că ea simte și într-adevăr unii oameni nu prea merită să stea în preajma ei. De exemplu, cum era omul ăsta care se uita la ea și îi punea gând negativități, se uita cu ură, cu îți transmite unul o săgeată de asta de îți strică toată ziua și nu știi ce ai. Nu știu, probabil că ea consideră că alta e direcția ei, că și din cauza că are energia foarte joasă, avea acea entitate care îi lua acel gri și îi scădea vibrația. Și din cauza asta ea nu vedea ieșirea, nu vedea. Din cauza asta o făcu și acel atașament față de Mariana. Pentru că ea cu Mariana conversau, erau cumva pe aceeași undă. Dar asta nu înseamnă că viața nu continuă. Ok. În 2018 a deschis o firmă legată de hobby-ul ei, dar nu merge deloc cum trebuie. Poți să vezi ce se întâmplă cu sporul casei, sporul banilor. Mi-apare iar acel bărbat care se uita așa urât la ea. Ar veni că și el, nu numai el, și el e parte din. Adică acel bărbat nu-și dorea ca ea să reușească în ceea ce face. Nu-și dorea. E un bărbat mai în vârstă ca ea. Un bărbat la vreo 40 ceva de ani. Vreo 45-47 de ani. Și ăla, deci ăla din cauza lui, nu, deci el a fost o frână pentru tot ce a făcut ea. Și din cauza asta de multe ori a dispărut și cheful și sporul și așa. Dar și pentru sporul la bani, îi mai facem o mantră și îi mai punem o sferă ca să moară dușmanii de ciudă. Ca ea să poată să urce înapoi. Fricile le-am tăiat, le-am curățat. Da. Și acum îi facem pentru spor. Și ea o să redreseze singurică, fără să mai facă combinații cu nimeni, că nu-i ajută cu nimica. Îi fac acum de spor, îi fac Dragoș. Da, plecăm.
Am făcut sfera și am să-i omulez acum cu spor și bani. Și acum o pun pe ea. I-am făcut o aură, îmi ridicăm și un pic vibrația și îi pun și asta. Da. Gata, Dragoș. I-am făcut și pe sporul banilor. Știi ce vreau? Vreau să-i facă, să chemăm să-i facă împământarea bine. Ea nu Ok. are împământare. Chiamă pe Gaia. Da, au venit. Mulțumesc că a venit și la ca să facă un comentariu cum trebuie. Îi face, Dragoș. Ok. De jur împrejur îi face acum, o leagă bine. Gata. Perfect. Mulțumesc și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Da. Și acum vreau să te duci înapoi până în, iarăși în anul 2018, când era pe punctul de a divorța. Ce s-a întâmplat atunci? Dragoș, cred că ar trebui să-i facem un pic de curățenie în casă. Ok. Iar, zic eu, niște scântece, niște vrăji pe casă are ea. Mergi la casă. Da, Și are, spune. Dragoș. Are, nu știu de ce, casa e întunecată și când intri acolo, îți dă o stare de... Adică vrei oriunde să pleci, numai acasă nu te duci, știi? Bun, deschid un portal intradimensional. Da. Eu sunt numai de la 1 la 3, iar la 3 absorb toate energiile care nu sunt benefice din acea casă, vor fi absorbite de acel portal, iar cum vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. Știi cum trage portalul? Exact cum curge apa de la duș. Așa s-a făcut un canal. Și Da. trage, 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 îți duce direct în portal. Ok. Când se termină procesul de curățare, să-mi spui, te rog. Are de curățat. Mai lasă-l o leacă. Să curăți bine. De peste tot. Și în bucătărie, și în hol, și la intrare, peste tot are sufragerii. Gata, Dragoș. Ok, închide portalul. Gata, l-am închis. Iar acum mai verifică, te rog, dacă mai sunt farmece făcute. Energia lor, dacă mai este acolo. Nu mai este, chiar dacă a fost, o tras tot portalul, să știi. Deci portalul o tras, știi cum? Era, acum se vede mai clar casa. Se vede ca lumea. Nu mai văd altceva. Nu mai văd portaluri, nu văd entități, nu văd nimica. În intrare, la ușa la intrare, era negru tare închis.
Bun. Iar acum ar vrea să știe de ce, care este motivul pentru care este teamă de o fântână cu apă sau de a trece peste asupra unui pod deasupra apei. Are legături cu o viață anterioară, Dragoș. Meșterul frumos în viața aia anterioară. Da. Și spune ce s-a întâmplat atunci, Era pe o acolo. barcă. Era pe o barcă. Și-o căzut, s-a întors barca invers. S-a lovit de o ciotă, de ceva din apă era. Ok, și ce s-a întâmplat? A murit înnecată. Unde vezi că este situată această fobie în corpul energetic al Cristinei? În subconștient. Cu mâinile tale energetice, te rog frumos, bagă-le frumos în subconștient și scoate acest program cu această teamă. Gata. Era băiat în viața asta și era pe o barcă. Barca nu era a ei, dar ea era singură pe barcă. Adică aici era băiat. Era la vreo... Nu era mare, să știi, de ani. A murit tânăr. Ok. La vreo 20 ceva de ani. Bun. Nu Perfect. cred că în România, nu era în România aici. Dar în ce țară? La marginea unui ocean. Dragoș, nu știu, nu văd numii. La marginea Ridică-te unui... deasupra de tot și vezi deasupra cărei țări te ridici. Adică se ocupa, nu știu cu ce se ocupa, că mereu pleca cu barca aia, nu făcea, adică făcea comerț, dar nu era o barcă de asta modernă, cum e acum, nu. Era o barcă, cum era pescare înainte, dar ea nu, în zona unde e Thailanda acum. Ok, super. Revin înapoi în Gata. timpul prezent. Da. Și acum vreau ca să mergi și să faci o protecție pentru copiii ei și pentru toată familia ei. Fac o sferă mare de energie și o pun pe ei să aibă protecții. Pe fiecare în parte. A, pe fiecare în parte. Păi... Are doi copii. Hai că-i chiar ducem și cu mine acum. Da, au venit amândoi, băi, copii. Ok. I-am făcut la băieți. Da. Acum îi mai fac ei încă o sferă și o pun pe ea energetică. Ok. Și să-i facem și la soț. O sferă energetică să fie protejat. Perfect. Gata.
unul din toți trei, care începi cu A, numele, nu știu care și nu vreau să zic care, ăla este cel mai evoluat spiritual. Deci ori unul din copii, ori bărbat, dar nu cred că bărbat, cred că e unul din copii. Super. Mai trebuie făcut ceva la ei? Nu. Bun. Atunci mulțumesc de tuturor și sperăm că se pot întoarce înapoi de unde au venit. Da. Puteți Ăla intra cu. aici? Da. Unul din copii cu A, care începe cu A, o să o ajute foarte mult pe ea. Adică, ăla cu A are cea mai multă energie pozitivă și face bine familiei ăla. Ăla e foarte evoluat spiritual. Și va evolua tot spiritual în viața asta. Mi-a Ok. sărit în ochi energia lui. Perfect. Bun, Maria. Iar acum o să număr de la 1 la 5, iar între timp revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând cu tine toate beneficiile acestei terapii în acest timp prezent și în această realitate. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet, ești liberă, ești liniștită, simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale. 5, deschide ochii.